Salutare, Pera, sunt și azi vorbim despre cel mai greu și obositor lucru pe care îl face un om în viața lui. Fac o serie de lecții numite lecții învățate în psihoterapie, unde am lecții din psihoterapia mea ca și client sau lecții de la clienții mei. Și lecția de azi este despre cel mai greu și obositor lucru pe care îl face un om, și anume să poarte măști. Nu? Ai auzit poate vorba asta, teoria asta, o spun poeți, o spun psihologii, o spun filozofii, o spune toată lumea, nu? Oamenii au măști. Și e ok până într-un punct, dar la un moment dat a purta măști devine una din cele mai grele și obositoare poveri pe care le are un om de purtat și asta are consecințe. În primul rând, provoacă foarte multă suferință, pentru că a te preface că ești ceva ce nu ești de fapt, a nu arăta ceea ce simți, a nu spune ce ai de spus, a nu trăi felul, viața în care dorești tu să trăiești, în felul în care dorești să trăiești, te costă foarte mult și te costă atât de mult încât ajungi să fii tot mai obosit, tot mai puizat, fără să-ți dai seama, vine pe nesimțite, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună. Deci, gradat, devine tot mai obositor pentru că tu îți dai seama că trăiești o viață care nu prea pare a ta. Tu ai niște nevoi și dorințe și sentimente în interior, dar care n-au nicio legătură cu exteriorul tău, cum te comporți, ce spui, ce faci în fiecare zi, nu? Și atunci consecința este următoarea, tot fiind tot mai obosit, suferi din ce în ce mai mult. Ești terminat psihic, ești obosit, îți dai seama că nu ești fericit, ești deprimat și ce faci? De obicei, primul lucru pe care îl fac oamenii este recurg la o metodă de detensionare, de a se relaxa, dar de obicei metoda aia nu este cea mai bună, ci poate fi alcoolul sau drogul sau mâncarea sau povestea cu dependențele, nu vreau să intru aici, dar e important să înțelegem că dependențele de foarte multe ori nu sunt decât un medicament pentru a alina o suferință profundă, dar suferința aia profundă a venit pentru că am purtat măști și este foarte greu și foarte obositor să purtăm aceste măști. Mai mult, dacă stăm să ne gândim la motivul pentru care purtăm măști, putem să vedem cum purtăm de obicei măști pentru a fi iubiți, pentru a fi plăcuți, pentru a fi apreciați. Vrem să îi servim pe ceilalți, să sărim în ajutor, să părem într-un fel în care îi mulțumim pe ceilalți, nu? Și ok, până într-un punct, e ok să servești, e ok să mulțumești pe alții, dar cu condiția să nu uiți de tine. Asta este marea problemă în viața omului. Lipsa iubirii de sine, uităm de noi. Când uităm de noi, începe golirea bateriilor proverbială, da? Și apoi simțim nevoia să alinăm această suferință într-un fel sau altul. Deci, hai să concluzionăm, hai să facem o linie directă între aceste elemente ale poveștii. Deci, vreau să fiu iubit. Cred că iubirea este în exterior. Caut aprecierea, atenția celor din jur. Îmi pun măști. Pun anumite măști ca să fiu plăcut sau să nu fiu răspins. Sau ca să par într-un fel anume, nu? Inclusiv jobul pe care mi-l iau e ca să mulțumesc părinții sau prietenii sau societatea sau mass media sau ceva din exterior, nu? Dar am făcut-o pentru iubire, de fapt. E important să înțeleg asta. Apoi, în relații, pășesc cu dreptul, mă arăt că sunt nu știu cum și par nu știu cum, nu? Numai partea mea luminoasă. Ca să fiu iubit. Cu copiii mei, cu prietenii mei, la job, cu șeful, cu unde vrei tu. Facem multe lucruri ca să fim, de fapt, iubiți. Esența este că asta vrem, iubirea și aprecierea celor din jur. Port măștile astea, după care sufăr mult și este foarte greu și obositor. Nu mai pot să port masca asta. Încep conflicte interioare, nici eu nu mai știu cine sunt. Nu mai știu identitatea. E groaznic, nu? Asta e clar motiv de mers la terapie. Și apoi ajung probabil în dependență să mânec cumva această oboseală și suferință. Nu mai înțeleg ce-i cu mine. Și ajung deprimat, ajung dependent, ajung rău. Cum rezolvăm problema, nu? În primul rând să încetăm să mai căutăm această iubire, nu? Să-i spunem cum vrem noi, că e atenție, iubire, atașament. Să încetăm să mai căutăm în exterior atât de mult. Asta nu înseamnă că nu mai căutăm niciodată. Da, e foarte fain să fii plăcut de cei din jur. E mișto să ai relații faine, să simți căldura celor din jur, aprecierea lor, e foarte fain. Dar niciodată marea parte a iubirii de care tu ai nevoie niciodată, de fapt, nu va fi în exterior. Marea parte a iubirii pe care tu o cauți este în cu totul alt loc. Da? Și cum aș ști filozofia, nu mai vreau să spun clișee că iubirea este în tine, deși așa este. Deci e foarte important să ne întoarcem atenția în interior. Și Jung o spunea atât de bine și frumos, cine se uită în afară visează, cine se uită înăuntru se trezește. Deci e important să ne trezim și să dăm măștile astea jos. Ok? E important să dăm masca jos, pentru că nu vom fi niciodată mai iubiți și apreciați cât timp purtăm aceste măști și cel mai rău este că ne uităm în oglindă și noi nu ne iubim și ne apreciem, pentru că știm că trăim fals și nu suntem noi, autentici. Dacă putem să dăm masca jos, dacă putem să începem să facem o muncă interioară și o explorare interioară, lucrurile se vor schimba în bine pentru noi și ghiși ce? Că nu mai porți măști și ești autentic, chiar dacă
din prima etapă, da, când dai masca jos și dacă o faci brutal, pierzi relații, prietenii, proiecte, cine știe. Dar pasul următor este că începi să atragi, unul la mână, tu ești bine, și apoi atragi oameni care vibrează cumva pe aceeași frecvență cu tine. Mersi, asta este o a doua lecție din psihoterapie. Te-am pupat, ne vedem în altă dată. Ciao!